șanse de a câștiga concursul pentru pavilionul României de la care va reprezenta spațiul din Giardini di Castello în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția. Proiectul cu care am câștigat se numește Site Under Construction și explicația titlului o să fie foarte clară în prezentarea care urmează. Domnul Kulhas a propus ca tema Bienalei din anul 2014 să fie Fundamentals, dar pentru pavilioanele naționale a propus Absorbing Modernity. Tema se vrea o retrospectivă critică la ultima 100 de ani, din perspectivă națională. Fiecare țară e invitată să-și privească critic istoria și să scoată de acolo partea modernă a ei. În tema pentru concursul din România, Absorbing Modernity a fost văzută în două ipostaze, modernitatea absorbantă sau Absorbing Modernitatea. Vă invit pe Raluca să detalieze. Bună ziua! Conceptul nostru a pornit de la industria ca motor al modernității. Dar industria nu privită doar din perioada comunistă și începând din perioada interbelică, chiar dinaintea primului război mondial. Pentru că există exemple foarte interesante de industrie făcute de arhitecți care atunci erau tineri, Horia Creangă, uzinele Malaxa sau fabrica făcută de Cantacuzino la Brașov. În imagine avem orașul Brașov, iar cu roșu sunt prezentate situri industriale, foste situri sau situri abandonate, poate chiar care nu mai există. Am privit aceste insule, zone ca insule urbane, insule urbane care au fost integrate, dar nu totdeauna absorbite de oraș, zone nereglementate urban, care nu au, reprezintă în prezent niște viduri urbane. Ideea pavilionului a pornit sub forma unui traseu inițiatic. Ne-am inspirat din parcursul cinematografic din filmul Stalker al lui Andrei Tarkovski, în care o călăuză împreună cu alți doi oameni, pornesc în căutarea unei zone, o zonă misterioasă, în căutarea unei camere, camera care se spune că îndeplinește orice dorință. Astfel, am încercat crearea în interiorul pavilionului a unui spațiu dual, o zonă a trecutului și o zonă a prezentului. Două spații contrastante, antagonice. Prima parte, spațiul trecutului, reprezintă fabrica ca generator, motor al modernității, fabrica cu structurile ei impresionante, foarte prezente în oraș, datorită scărilor foarte mari. Iar cel de-al doilea spațiu, prezentul, reprezintă vidul rămas în urma fabricilor abandonate. Avem în imagine o fabrică care, fabrica de la Sinaia, fabrica Mefil, care este totuși un exemplu foarte bun, pentru că el s-a păstrat și datorită faptului că a mai funcționat după 89. Este un exemplu foarte frumos de arhitectură industrială, foarte purist, foarte interesant inserat în sit. Dar avem și exemple de ruine industriale, spații abandonate, goluri urbane. Încercăm
și prin, de fapt, prin titlul proiectului Site Under Construction, să propunem o dezbatere în cadrul Bienalei asupra ideii de reapropiere și recuperare acestor zone. Idei care poate vin chiar din partea celor care vor vizita pavilionul României, persoane din alte țări, pentru a găsi soluții și a dezvolta un fel de platformă de discuție asupra acestei teme. Astfel, interiorul pavilionului va avea, cum am spus, două zone. Prima zonă, zona trecutului, în care avem aceste insule care reprezintă insulele industriale, niște volume poligonale fațetate într-un spațiu negru, într-un black box, black box-ul reprezentând orașul care, nefiind subiectul temei noastre, este imperceptibil, fără limite. Iar pe aceste cuburi vor fi proiectate imagini video care se vor translata de pe un cub pe altul datorită ajutorul videomapping-ului și alte tehnici foarte moderne multimedia. Vor avea sonorități alternante în diversele puncte de interes ale pavilionului. Încercăm să creăm un fel de spațiu foarte vizual, foarte puternic. Când intri acolo să ai senzația că ești într-o fabrică, ești în interiorul unui mecanism. Iar în interiorul insulelor vor exista vidurile urbane care vor fi reprezentate sub forma unor turnuri care fac analogia turnurilor de răcire industriale, vor avea 6 metri și vor folosi luminatoarele pavilionului. Vrem să fie o experiență individuală. Fiecare om să poată să intre acolo, va fi un spațiu alb, foarte pur, în care putem să rescriem cumva prezentul, adică să ne creăm noi propria modernitate în zonele astea care sunt actual viduri. În interior va exista o aplicație, un iPad, în care lumea o să intre, o să deruleze un filmuleț din câteva zone, exemple pe care le vom lua de la noi și vor putea să-și exprime părere care va fi mai apoi postată pe platforma proiectului Site Under Construction. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări...